Săptămâna aceasta la Duminica Filmului Românesc, de la ora 14, Secretul lui Nemesis, un film în regia lui Geo Saizescu, cu Gheorghe Dinică, Carmen Galin și Ileana Stanaionescu, de la ora 20:10, Moromeții, un film de Stere Gulea, cu Victor Rebenciuc, Luminița Gheorghiu și Mitică Popescu. Iar de la ora 23:10, Bună, ce faci? Un film de Alexandru Maftei, cu Ionel Mihăilescu și Dana Voicu. Duminica Filmului Românesc, doar la TVR2.